Gormiții Clipsei Supreme. Stai pe loc, dragul meu prieten! Aproape am terminat! A venit timpul să fii și tu util! Extrem de util! Excelent! Obscurio, nu ne-ai făcut deja suficient rău? V-ați făcut singuri rău prin rezistența asta absurdă? Gormul va cădea, iar pământul îmi va aparține! Ăsta-mi e destinul! Fără aripi. Recunoașteți, băieți, v-ați găsit nașul. Sunt cel mai bun. Eu sunt stăpâna vânturilor. O, da? Uite că vine Lucas. Ia de aici. Poftim, Toby? Bucură-te cât mai poți, începătorule. Ai grijă, Toby, se poate transforma în vrăjitoarea vânturilor. Ce frică mi-e. Ar trebui să-ți fie. Sosesc. Wow, drăguț! Dar ai uitat de arma mea secretă. Arma secretă? Crezi că poți trișa și câștiga dacă ne distragi atenția? Hei, n-am fost eu, n-am făcut nimic. Ce e? Vorbesc serios. Ce? Băieți, ceva e în neregulă cu păsările. Oh, nu, păsările nu mai pot zbura. Parcă ar fi paralizate. Prieteni, mi se pare mie sau e ceață? Da, pare ceața produsă de magia neagră a lui Obscurio. Probleme în gol! Ultimul care ajunge la platforma primară e un nou clocit. Priviți, se pare că națiunea aerului e din nou atacată de către Obscurio. Ce-a mai făcut de data asta? I-a dat o nouă vrajă lui Magmion, una teribilă. Magmion se crede acum un fel de vrăjitor? Cred că e teribil, nu putem permite una ca asta. Nu vom permite. Spirite ale naturii, apa, pământul, pădurea, aerul. Dezvăluie-ne gardianul și dă-i scaunul tău. Iar gardianul este... apa. Prea bine, prieteni, e vremea să vă trimit în gorm. Spirite ale naturii, curgeți, gormiți, stăpâne ai naturii, mergeți! Puterea pietrei! Forța pădurii! Stăpâna vânturilor! Ce s-a întâmplat? A fost lovit de vraja lui Magmion. Unde-i vrăjitorul ăsta în devenire? A plecat. Ne-a atins pe câțiva dintre noi cu noua vrajă, apoi a dispărut. Asta e cea mai recentă strategie. E ciudat. Nu trebuie să fie mai mulți gormiți ai aerului în alertă? Cei răniți au fost puși la adăpost în fortăreața principală, iar ceilalți îi protejează. Povestește-ne despre noua vrajă. Împotriva cui luptăm? Dacă te lovește, devii complet neputincios și nu poți face prea multe. Unde-i Berți? Trebuie să aibă vreun plan împotriva acestei situații. Nu-mi spune, și el a fost lovit de vrajă. Mai rău, a fost răpit, iar acum se află în ghearele lui Obscurio. Poftim? În primul atac, Magmion l-a capturat pe Berți, luându-l prin surprindere. O nouă vrajă și un prizonier, anume Toby, crezi că are vreo legătură? Acum cercetez. Va fi ușor să descoper cum funcționează vraja. Soldații noștri au avut grijă de gormiții aerului răniți, dar priviți, s-a întors Magmion! Priviți,
Cunoașteți noile puteri ale lui Obscurio! Astăzi are multe vrăji noi! Să le arătăm ceva clasic! Explozia spartei! Furtuna cu pietre! Atacul vântului! Atacul junglei! Furtuna cu pietre! Prindeți-i, mergeți! Lovitura seismică! Asta cauți? Predă-te, Sirgius, că de nu la fel vei păți tu și poporul tău. Păzea, mâncătorule de labă! Ce bine te-ai sincronizat, stăpână a aerului! Jessica! Nu! Trebuie să facem ceva să o ajutăm. Du-ne, te rog, pe tărâmul pădurii. Atacul junglei! Păziți fortăreața, cu siguranță Magmion se va întoarce. Nu-ți fie teamă! Voi avea grijă de tine! Mulțumesc, Luxalion! Sunt la dispoziția ta! Trebuie să găsim un loc în care să fii departe de Magmion! Trebuie să o găsim pe stăpâna vânturilor. Obscurio are nevoie de ea pentru a finaliza planul. M-ai salvat la timp, dar de unde știai că sunt în cădere? N-am strigat după ajutor. Puterea Supremului Luminii îi permite să fie în contact cu voi tot timpul. El simte când un stăpân al naturii e în mare pericol. Rămâi pe loc! Ești stăpânul pădurii. N-ar trebui să fie imposibil pentru tine să te rătăcești prin pădure? Aș vrea să fie atât de ușor. Jessica! Ești bine? Ne-ai speriat foarte tare. Sunt bine, mulțumită lui Luxalion. Mulțumim. Situația e groaznică aici. Așa e. Trebuie să găsiți un antidot pentru vraja asta. Cum ați ajuns aici? Sirgius ne-a dus. Acum păzește tărâmul aerului în caz că se întoarce Magmion. Pe urmă, ne-am cam pierdut. Dar Lucas e stăpânul pădurii. Cum de v-ați pierdut în pădure? Ascultă, lucrurile nu stau chiar așa, înțelegi? Prieteni, sunteți bine? Totul e în regulă, dar Jessica a fost atinsă de vraja lui Obscurio. Ai vreo informație pentru noi? Da, cine e pregătit pentru vești rele? Rele, precum am uitat să învăț pentru test sau am spart vaza preferată a mamei? Mai rele, potrivit tomului, Obscurio are nevoie de o pană de la stăpâna vânturilor să poată incanta vraja. N-a luat nicio pană de la Jessica, nu are niciun sens. A fost capturat vreun stăpân al aerului de către Obscurio. Berți! Supremul Luminii încearcă să mă păcălească ascunzând stăpâna vânturilor de mine? Stăpâne, nu mai funcționează. Dacă mi-ai fi adus-o pe stăpâna vânturilor cu o singură pană de-a ei, am fi anihilat întregul tărâm al aerului. Având numai asta, puterea mi-e incompletă. Dar stăpâne... Ajunge! Deocamdată ia asta, tontule. Și de data aceasta să-mi o aduci pe stăpâna vânturilor.
vă vor trebui puterile aurii. Vă trimit la templu. Cum rămâne cu Jessica? Nu putem lăsa aici. Am eu grijă de ea. În regulă, băieți. Să-i dăm drumul. Ați fost foarte curajoși și ați demonstrat că sunteți vrednici să fiți stăpâni ai naturii. Cu toate că ne-am pierdut... Numai atunci când vă recunoașteți slăbiciunile, vă puteți înțelege mai bine puterile. Dar cum putem lupta împotriva vrăjii lui Obscurio? Puterile lui Obscurio vor depăși orice limită dacă nu le puneți capăt. Asta e puterea luminii! Indestructibil precum muntele! Pur precum un nou născut! De data asta, stăpânilor, nu veți lupta singuri. A? Vă voi ajuta. Poftim? Puterile lui Obscurio sunt tot mai puternice. Trebuie să intervin. Dar aripile tale? Obscurio va putea încanta vraja pe tine. Pericolul nu e o scuză. E motivul pentru care facem ceea ce trebuie. Ăsta e bârlogul lui Obscurio. Habar n-am, dar se pare că suntem în locul potrivit. Bârlogul deznădejdii nu are intrare. E cunoscut. Dar eu văd o ieșire. Uite! Ce este? Supremul Luminii este în pericol, simt. Lucas și Nick sunt cu el? Da, sunt. Și se află în centrul teritoriului Lavei. Toby? Supremul Luminii îl caută pe Obscurio. Ce? Dar e prea periculos. Așa e, însă e singura cale să-l salveze pe Bert și să-i vină de hac lui Obscurio. Trebuie să-i ajutăm. Nu putem sta aici fără să facem nimic. Este prea riscant. Ești slăbită și afectată de vraja lui Obscurio. Jess, dacă Obscurio pune mâna pe tine, va fi sfârșitul gormiților aerului. Gormul va cădea și va urma și pământul. Ce se întâmplă? Magmion s-a întors și mă caută. Ploaia de pietre a luminii! Discurile pădurii! Da, asta numesc eu eficiență. Suntem tari! Chestia asta devine ridicolă. Mie îmi spui, cunoaștem jocul, e ușor. Lovitură seismică! Atacul plantelor agățătoare! Vezi, n-a fost chiar atât de înfricoșător. Nu, stăpânii naturii, așteptați. Va urma ceva mai grav. Oh, nu! În sfârșit, ai îndrăznit să vii la mine, suprem al luminii! Ăsta-i sfârșitul! Nu prea cred! Oh, nu! Puterea întunericului! Sabia luminii pure! Scutul întunericului! Un pas mai mult și vă puteți lua adio de la bunul vostru prieten! Nu te-a văzut! Ești în siguranță acolo! Copacii te protejează! Cum rămâne cu Supremul Luminii? E față în față cu Obscurio acum. A plecat. Se îndreaptă spre Ținutul Lavei. Să-l ajute pe Obscurio în lupta cu Supremul Luminii. Nu e bine deloc. Nu vei câștiga.
câștiga Obscurio. Renunță! Rezistența ta e inutilă, stăpân al luminii. Nu încerca să lupți atunci când nu ai cum să câștigi. Sabia luminii pure. Nu ți se pare că lucrurile merg din ce în ce mai rău? Să mergem să-l ajutăm pe Supremul Luminii. Predați-vă, stăpânilor! De data asta veți pierde! Ploaia cu pietre a luminii! Discurile pădurii! Pe mine mă cauți, Obscurio! Draga mea stăpână, cu aroganța ta mi-ai făcut jocul! Lumile tale vor fi acum ale mele! Nu! E a mea! Dar, stăpâne... Ne ocupăm de stăpânul luminii și de ceilalți după ce terminăm cu ea! Jessica, nu trebuia să vii! Ești bine, stăpână a vânturilor! Ești o stăpână adevărată! Vitejia și curajul tău demonstrează că ești devotată poporului tău! Vino la mine, stăpână a vânturilor! Nu vei scăpa de destin! Și tu nu vei scăpa de durerea de cap pe care o vei avea dacă încerci ceva! O vrei? Trebuie să treci mai întâi de noi! Nu ne va da pace dacă nu voi merge la el! Trebuie să mă predau! Poftim? Jessica, te-ai țignit! Nici vorbă! Nu te lăsăm să faci asta! Trebuie să ne împlinim destinul, chiar dacă e puțin neașteptat! Ha? Ei, Jessica, dacă nu putem face nimic să te împiedicăm... Nu-ți vom sta în cale atunci! Grăbește-te! Vin acum! Dar va trebui să le liberez pe Bert. Nu vei mai avea nevoie de el dacă mă ai pe mine. Stăpâne, nu! Liniște, sclav patetic! E a mea! M-auziți? Stăpâna vânturilor, e a mea! Prea bine, stăpâna vânturilor! Ți-l voi înapoia! Ploaia cu pietre a luminii! Atacul plantelor agățătoare! L-am prins! Ai pierdut din nou, Obscurio! Lumina a câștigat și a învins în fața întunericului. Stăpâni, urmați-mă! Jessica, ești bine? Mi-a plăcut destinul tău neașteptat. Bravo! Ai avut mult curaj să înfrângi pericolul. Pericolul e motivul pentru care facem ce trebuie. A fost o onoare să te protejez, stăpâna mea. Și acum, ce putem face cu asta? Spargem vraja pentru ca gormiții aerului să fie eliberați de planurile răutăcioase ale lui Obscurio. Atenți, stăpâni ai naturii, ați reușit să-i salvați pe gormiții aerului de data asta și pe celelalte popoare în trecut, însă puterile lui Obscurio sunt din ce în ce mai mari. Ce va face în viitor? Asta numai Obscurio știe. Noi însă trebuie să fim pregătiți. Cum ai permis să se întâmple una ca asta, Magmion? E numai vina ta! Dar... am încercat... Ajunge! Răzbunarea mea va fi teribilă! E ultima dată când îi voi permite stăpânului luminii să intervină! Haide, Jess! Sunt în spatele tău! Ser
serios, Toby, mă vei lăsa să te înving din nou? Ai fost curajoasă în Gorm, însă eu sunt cel mai curajos pe pământ. Hei, cu toții am fost curajoși în Gorm, nu-i așa? Așa e, dar să nu uităm de dibăcia gardianului nostru. Uhu! Aici nu te voi contrazice, sunt de-a dreptul uimitor. Mai bine te-ai concentra asupra jocului, vei pierde din nou. Op, oh, nu! Nu din nou! Cred că trebuie să mă exersez.